Programul operațional regional, beneficiarul, Spitalul și Consiliul Județean, Primăria Municipiului Vaslui, Prefectul Județului Vaslui, deputați și senatori și onorata asistență. După cum vedeți, obiectivul din fața noastră arată, aș zice eu, întâmplător. Este plin de culoare, arată modern, este bine utilat și poate servi în cel mai înalt mod scopurilor pentru care a fost făcută această reabilitare. Am avut o perioadă destul de lungă și complicată în care am întâmpinat diferite dificultăți, dar priceperea celor care au executat această reabilitare, insistența direcției de integrare și a managerilor proiectului au făcut ca lucrurile să se sfârșească cu bine și iată-ne după recepția făcută la acest obiectiv și în momentul inaugural al acestui spital. Reabilitat, nou, frumos, foarte bine colorat. Vreau să adresez mulțumiri tuturor acelora care, prin eforturile pe care le-au depus, au contribuit la reabilitarea acestui obiectiv. Vreau să mulțumesc tuturor acelor care au avut răbdare până la această oră pentru a fi prezenți la acest moment important pentru orașul nostru. De asemenea, reprezentantului Ministerului vreau să mulțumesc pentru prezență în rândul nostru. De asemenea, trebuie să vă anunț că domnul ministru al Sănătății va fi prezent printre noi un pic mai târziu pentru că abia a plecat de la Bacău. Noi îl vom aștepta aici pentru a vizita spitalul. Am cerut permisiunea să inaugurăm acest obiectiv fără să vă mai reținem foarte multe vreme aici, pentru că știu că așteptați deja de un timp destul de îndelungat. Cu acestea zic să trecem la operațiunea propriu zisă de inaugurare, să vedem dacă cineva ne dă niște foarfeci și să procedăm așa cum se cuvine. Sunt mulți tăietori, mulți foarfeci aici. Sper să procesul de modernizare al unității noastre este continuu. Cred că este momentul, înainte de a încheia această alocuțiune, să enunțăm aici și faptul că a fost făcut un parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui, că acest parteneriat va contribui la modernizarea în continuare, atât de către noi, cât și de către Primăria Municipiului Vaslui, a întregului spațiu, a tuturor unităților și întregului spațiu care înconjoară acest obiectiv. Vreau să ofer cuvântul domnului primar Vasile Pavel pentru a vă spune câteva lucruri. Nu reiau parteneriatul, doar vreau să vă anunț că este finalizată tema de proiectare pentru modernizarea secției 2. În această săptămână va porni PSA. Cred că în următoarea etapă acel obiectiv va intra în linie dreaptă, astfel încât și zona spitalului vechi să fie reabilitată, să fie pusă în valoare așa cum ne dorim. Am pornit parteneriatul, mergem mai departe pentru ca obiectivele din cadrul sistemului de sănătate din municipiul nostru să fie reabilitate și aduse la cele mai înalte standarde. Mai multe informații o să vă dau pe parcursul. Vă mulțumesc de tot. Vizităm. Vă rog să poftiți să facem un scurt traseu la spital și ne vom întâlni sus la club. Acum e în casă. Mai înțeles, s-a transformat mult.
Deja mai era capacitatea noastră profesională de a urmărea pe spate. Adică asta mai minunat, apărat la lucrurile și de asta cumva să ne legăm într-o rețea și, să vă spun, să ajungă asta înainte de a ajunge pacientul, da? Și atunci lucrurile se reechilibrează. Noi suntem pregătiți pentru astfel de rețea. Noi avem deci de la Iași, de aici ajunge pacientul, poți să-i uite. Excelent. Da. Tocmai, până la urmă, asta e fundamentul, să spunem, al actului medical care trebuie să-l duci acolo unde trebuie, că altfel cu supra-numerăm, nu mai da. Face față nici acolo, nici acolo. Da, întreabă, hai că ți-l mai trebuie. Și să știți că este o mare importanță, noi deservim și spitalul puși. Da, normal, Da, la Negreș nu mai aveți spitalul. Am văzut hrădirea, mă doare sufletul, deci nu rădător. Știți cum e clădirea aia? A fost unul supărat și a spart toate geamurile. Adică mă doar că am un timp de greștit și am văzut clădirea aceea. Păi, pe păcat de Dumnezeu, domnul președinte, o să încercăm să redeschidem o secție acolo, măcar. Să redeschidem acolo ca secție a spitalului nostru. Pentru că acolo au fost plătiniști de desfințarea, care au dus la, așa zisa, privatizarea spitalului. Și a trebuit acum să ne judecăm cu acela care ne-a răzat, cel care vrea să prezentă să facem. De fapt, nu prestația, cine a făcut, cum ne-am jucat pe toți să realizarea unui știu. Deci, omul care vine să facem în același moment când vine pacientul la omul, că trebuie să știm. Că pacienții din aici îl trimitem mai departe. Știți? Și pacienți care sunt la spital, integrat la spital, se face cu substanță de contrast și a dat până treabă, da? M-am frumos ei două zile. Și între două, trei ori maxim am și rezultate. Deci, faceți concurență. Noi nu avem cum să ne face concurență, că avem adesea abilitate suficientă. Noi nu putem. Mulțumesc, domnul Sărbăr, în detaliu. Cine ne-a luat urmă? Câți copii aveți prematuri născuți? 10% din născuți care intră în secție, adică din 1500, 10% reprezintă copii cu greutate sub 2500 de grame. Bine, acum prematuritatea, adică este până la un nivel destul de înalt. Noi suntem maternitate de gradul 2, deci putem îngriji prematuri până la 1500 de grame, îi uităm către centrul terapiei intensivă de Iași cu Fajoră. La doamna asta. Doamna doctor Samatiți. Da, la doamna asta. Da, câte divulgare de aparatură medicală. Mai multe cuvinte o să vă spune și domnul director despre acest proiect. Eu ceea ce vreau să spun este că ar vrea să mulțumesc foarte mult oricum, dar nu aș vrea să nominalizez pe nimeni pentru că mi-e teamă să numi pe cineva, pentru că în acest proiect au fost implicați foarte mulți oameni. De la cei care au gândit acest proiect, până la cei care l-au aprobat, până la cei care l-au pus în practică, constructorul nostru, până cei care ne-au asigurat că finanțarea și au fost cei care au aplicat pentru acest proiect, chiar și pacienții noștri care o bună perioadă de timp au stat în condiții nu tocmai potrivite pentru a putea realiza acest proiect, pentru că am considerat că nu închidem spitalul pentru a-l reabilita și a-l face pe bucățele astea încât pacienții noștri să aibă locul și faptul de asistență medicală. Mulțumesc în mod special și salariaților acestei instituții care au înțeles condițiile prin care am trecut și au contribuit fiecare așa cum a contribuit la buna desfășurare a activității. Cu siguranță la spital mai sunt multe lucruri de făcut. Noi dorim să nu ne oprim aici. Contăm în continuare pe sprijinul Consiliului Județean, al Consiliului Local, a domnului președinte al Consiliului Județean, a domnului primar, a domnului prefect, al ministerului sănătății destul de greu. Am să rog și pe domnul director să vă spună câteva cuvinte și apoi celorlalți, să dăm cuvântul celorlalți invitați pentru câteva cuvinte scurte, după care o să vă rog să trebuie de ceva din cea mai bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna manager! Vă să permiteți să
rămân așezat, pentru că ar fi o, cum se cheamă, o diferență între mine și dumneavoastră. Că în momentul de față, toți ar trebui să avem același tratament, că suntem într-o unitate spitalicească. Pentru noi, pentru regiunea de Nord-Est, pe axa prioritară 3, care rezolvă tipul de infrastructură, de sănătate, de învățământ socială, de intervenții de urgență și alte, să spunem, domenii conexe. Spitalul județean, reabilitarea Spitalului județean Vaslui, probabil este unul din cele mai importante proiecte din perioada de programare 2007-2013. Atât din punct de vedere al cuantumului finanțării, deci vorbim de aproape 13 milioane de euro, cât și din punct de vedere al complexității tipurilor de lucrări și a achizițiilor, pentru că, iată, această reabilitare nu este numai o reabilitare în situ, deci facem o clădire, o dăm cu cremă și o aducem niște parametri funcționali și complementar s-a venit cu achiziții de echipamente medicale pe diferite secții, care sunt la o nivel de performanță, să spunem, actual și care în perspectivă pot fi cumulate pe diferite softuri, pe strategia României în domeniul sănătății. Să spunem că este în acel bază mare o piesă extrem de importantă. Cu că este unul din cele mai importante proiecte, pentru că evident am intervenit în zona de urgență pe toate spitalele. Venim poate cu o sumă suplimentară pentru a rezolva întreaga problematică a spitalului în ceea ce privește reabilitarea și redotarea. Numai că suma alocată pentru regiunea noastră totală a fost undeva în jur de 30 milioane de euro și iată că 13 milioane, dar poate 13 milioane sunt la dumneavoastră. Este spectaculos dacă vedeți pe impactul pe care îl are. Nu discutăm de circa 30-40 de mii de pacienți care le servește din municipiul, să spunem, anual din municipiul Vaslui și discutăm de zone adiacente. Iată, din punct de vedere al complexității, ca spital de urgență, probabil are, de gradul 2, da? Are parametri cei mai ridicați din întreaga această zonă. Este extrem de important că, dacă vreți, zonele în care s-a intervenit și atunci decizia a fost de comun, pentru că s-a produs o reabilitare, o reproiectare, dacă vreți, pentru că inițial a fost un proiect, se spune cu baful turistic. Este că, în febra aceea, în inaugurare, acum am uitat discuții dintre un constructor care locurile s-au scoat mare, s-au scumpat undeva să discutăm, mulțumim medicilor care au avut răbdarea și credin cum se face fazele acestea de studii comunicate. Să mulțumim celor de la ISU pentru cum au făcut de servicii foarte mari de realizarea acestui obiectiv. Și să sunt aici medici care au lucrat, cred că toată viața în spitalul acesta și știu foarte bine cum au evoluat lucrurile, cum a arătat spitalul. Este aici și un prieten al nostru, doctor Andrei Malașovski din Republica Moldova, care a fost cu 20 de ani pe aici și mi-a spus mie că s-au schimbat într-un mod extraordinar lucrurile. Și noi, cred că noi trebuie să continuăm ca acesta până la finalizarea lucrurilor. În măsura în care avem aceste resurse, să stăm în permanență la dispoziție, atât pentru continuarea modernizării clădirilor, spațiului, cât și pentru dotarea comunității. Eu vă mulțumesc încă o dată și foarte mult, pentru că ați avut răbdarea să ne ascultați și aș vrea să ne rezumim. Bye.
Cred că
o mare parte a veștilor bune în această direcție este în anul ăsta, adică în scurt timp, cam într-o lună și ceva. Referitor la partea de finanțare, pentru că am glumit atunci, deci trebuie să vă așteptați la cât mai mult și cât mai. Și asta într-un parteneriat cu dumneavoastră și, repet, cu autoritățile locale. După vizită, poate discutăm un pic pe, pe cifre. Da? Bine, vă mulțumesc și mult succes în foarte mare! Noi vă asigurăm, suntem niște oameni realiști, știm de foarte mult vreme că trăim în România și că lucrurile nu se desfășoară chiar așa cum am dorit noi la nivelul cel mai înalt, dar în același timp facem în permanență eforturi în plan local pentru a ameliora situația din acest spital și într-un parteneriat pe care l-am dezvoltat împreună cu primăria municipiului Vaslui, vă asigurăm că în 2-3 ani de zile lucrurile vor sta cu totul altfel și dincolo de această clădire care a fost reabilitată, așa cum ați este... Suma este destul de importantă, cele 13 milioane de euro, și știți că nu sunt foarte multe comunități locale care au accesat și au beneficiat pentru de asta, cred că meritați în plus fericitări pentru acest fapt. Și ce să zic, la mai mare, ține tot așa. Dumneavoastră sunteți gata? Haideți să vedeți și pe să de ce cum comentați cazul de la Cluj? Doamne, noi comentez în felul decât vă să spun ceea ce am spus și până acum, aștept să se pronunțe comisia specialiștii, da? Comisia trimisă de vizite. Este o anchetă în desfășurare, doar spunem o dată că nu o să tolerăm niciun act care este, sau un incident de genul acesta, care este de culpă medicală. Dar în momentul de față nu pot să vă spun eu, doar pe baza informațiilor de presă, că a fost culpă medicală sau că n-a fost culpă medicală, lucrul acesta a fost pe specialiști în momentul în care ancheta se va fi finalizată. Eu doar am răspuns destul de prompt la această situație. Am aflat imediat din presă și după aia am fost anunțat chiar în aceea zi de Direcția de Sănătate Publică, fapt pentru care am trimis imediat ancheta, am procedat ca și la ea și ca și în celelalte cazuri, iar mesajul ministerului este foarte clar că nu tolerăm nici în felul astfel de situație. Cum au fost în anii trecuri, vă aduceți aminte că lucrurile erau diversate, erau amânate până când și opinia publică uitau și lucrurile nu se mai rezolvau niciodată. La ea și-a dus că ministerul și-a făcut treaba cel mai repede. Ancheta noastră dura mai puțin de o săptămână. Cât va dura ancheta? Când vom avea un răspuns? Pot să vă spun un pic la acest lucru. Vă spun doar că va dura exact atât timp cât este nevoie, dar nu va dura foarte mult. Adică nu mai așteptați să dure de două săptămâni. Adică dacă spunem foarte mult, două săptămâni? Din punctul meu de vedere, da. Eu cred că un caz de genul acesta, cel puțin în diviunea noastră, poate fi mai așa. Păi aveți nevoie și de analizele? Noi deocamdată am trimis specialiștii care să verifice dacă protocoalele care am avut și a fost respectate conform normelor pe care le-am stabilit noi. De aici se pleacă. După care, evident, vin și celelalte rezultate, ulterior și colegiul meu și celălalt rezultat. Deci la conducerea spitalului a recunoscut că nu s-a respectat protocolul pentru că nu a fost respectat de poliția. A fost o declarație. Da? Câteva zile puteți la Cluj? Da, intenționez să ajung la Cluj. Nu știu dacă asta sigur nu o să ajung la Cluj, dar intenționez să văd spitalul de acolo și să văd ceea ce se poate face de acum încolo. Marea problemă la Cluj este lipsa de personal, ca în multe alte situații. Și, da. Ați văzut-o? Cred că, cel puțin în ultimele luni, ați și, bineînțeles, se rezistă pentru că a fost un exod masiv al cadrelor medicale, deci și cadre medie și medici. Vă aduceți aminte, în 2010 au fost blocate posturile. Deci toți cei care au terminat
vreo formă de învățământ medical erau obligați să plece în afara țării. Ce pot să vă spun este că încă de când am proiectat pachetul de servicii medicale de bază și noua contractare cu casa, a fost făcut tocmai pentru a permite continuă de acum deblocarea posturilor. Ceea ce s-a și întâmplat, mi-a spus asta cu 6 luni cu oamenii la Ministerul Sănătății, iar din luna iulie aveți posturile deblocate, avem cu toții posturile deblocate, s-au deblocat în cele 2 luni jumate de funcționare a contractului CAD. Suntem aproape de fapt de a treia lună. 1700 și de fapt posturi în rețeaua Ministerului Sănătății, iar în rețeaua unităților din subordinea autorităților locale sunt iarăși câteva mii. Cât de credeți că vor fi ocupate? Cât de posturi credeți că vor fi ocupate? La Ministerul Sănătății au fost ocupate mare parte dintre ele. Ele acum, multe dintre ele, sunt în proceduri de concurs. Poziții. Eu sper să fie ocupate de mai multe. Spuneam cei de la Bacău, unde am fost înainte, și s-au ocupat toate cei de 60 de posturi scoase prin... La Băcodă, da, spitalele mici. Aici e mare aproape o genul, și spitalele mici. Și spitalele mici. Și aici trebuie să înțeleagă și autoritățile. Tocmai de aceea noi am făcut și câteva modificări de legislație. Nu numai de blocarea posturilor, care a reprezentat o fază importantă. Am modificat statutul din s-a promulgat ieri sau alaltă, deja apare monitorul oficial, ordonanța 2, care deja prevede că medicul nu mai este funcționar public. Era o chestiune dezbătută de mulți ani de zile, în fine, în sfârșit o avem. Ceea ce ne va duce la pasul imediat următor, introducem o lege în Parlament care să permită autorităților locale să motiveze medicii. Deci dacă la Cluj e o problemă sau un alt spital dintr-un orășel mai mic, autoritatea locală poate să va putea să intervină asupra cheltuielilor de personal. Ceea ce înseamnă că pe lângă casă, pe care eu poate pune la dispoziție primăria, va putea să stimuleze și financiar. Și atunci cu siguranță. Și trebuie să decidă. Parțeluțe. Dacă totuși au nevoie de medie, atunci vor interveni și vor îndrepta o parte din buget și din medici, cum e normal. Doamna Prața, ați putea să dați primă pe domnul medici rezident sau specialiști pentru care să aibă România și nu o țară din străinătate? Doamna, primul motiv l-am dat din a doua săptămână când am ajuns la Ministerul Sănătății și anume bursă. Pentru medicii rezidenți. E adevărat, o să-mi spuneți că nu este suficient de mare, dar 670 de roni, așa cum știți și dumneavoastră, pe lângă venitul de rezident. Ceea ce vreau să vă spun, ăsta a fost un pas pe care l-am făcut cu sprijinul premierului Ponta și e primul guvern care face lucrul acesta. Și eu zic că este o primă motivare a rezidenților. În al doilea rând, al doilea motiv pe care vreau să-l spun este că ne gândim foarte serios și avem ordonanța acum, tocmai pentru a stimula practica și lucru cât mai mult al medicilor rezidenți. Vrem de acum să le plătim gărzile celor din anul 3. Iarăși o chestiune de motivare, dar e și o chestiune care poate să te stimuleze pe tine în pregătirea profesională. Iar în altă ordine de idei, dincolo de posturile care se deblochează în momentul de față, această lege de stimulare a veniturilor medicilor, în al treilea punct de plecare. Deci, sunt niște chestiuni care s-au făcut în câteva luni și care erau, cum să zic, cerute și de medicii rezidenți și de medici de vreo 10 ani. Iată că lucrurile au început să se schimbe. Deci ăsta ar fi al patrulea motiv. La această oră, Spitalul Județean de Vaslui se confruntă cu un buget insuficient și cu o criză de medicamente. Asta am venit să discut acum cu managerul. Probabil o să verificăm contractarea cu casa de asigurări. Să văd dacă, într-adevăr, contractul este suficient pentru a acoperi toate serviciile și toate cheltuielile spitalului. Când credeți că vor încerca pacienții să cumpere materiale sanitare cele mai banale, ranule, de cele pansamente. Adică e normal să se întâmple lucrul acesta? Nu, e normal să se întâmple lucrul acesta și de aceea ați văzut. Un pas important a fost introducerea pachetului de servicii medicale de bază. De ce? Pentru că în primul rând știm ce decontăm. Până atunci, sau până în luna iunie, nu prea știam cât decontăm și ce anume decontăm. Al doilea pas important este că de la 1 ianuarie o să avem card de sănătate.
fie că ne place sau nu, o să avem cadre de sănătate, toți dintre noi, deci se vor risipi mai puțin bani. Deci acei bani vor rămâne în sistemul sanitar. Altfel nu vor fi niciodată suficient. Banii altfel niciodată nu vom putea să acoperim nevoia de medicamente, nevoia de investiții în infrastructură și tot așa. Noi nu trebuie să ne facem că nu știm problemele din sănătate, iar ce mi-ați semnalat dumneavoastră nu cred că este de ieri sau de azi. E o chestiune care se întâmplă și astăzi. E o chestiune care trenează de foarte mult timp. Ce pot să vă spun? Faptul că primele măsuri s-au luat la introducerea pachetului de bază și a contractării noi cu casa. Nu mai sunt atât de multe spitale în care se cumpără medicamente de către pacienți. E adevărat, pe foarte multe spitale de țări în continuare există o astfel de problemă. Dar, repet, în momentul în care avem gestiunea foarte bună, da? Și nu cred că puteți să acuzați niciun fel Ministerul Sănătății acum. Nu vorbim de trecut. Până la finalul anului, ar trebui să rezolvăm problema. Deci să nu-și mai cumpere pacienți. Să nu-și mai cumpere pacienți medicamente. E adevărat, probabil că vor mai fi situații de excepție, dar odată cu intrarea cardului, lucrurile vor sta și mai bine. Revenind la cazul de la Huși, dacă se va dovedi totuși că nu au fost inspectate procedurile, ce sancțiuni riscă și care sunt persoanele care riscă aceste sancțiuni? Pe cele care nu și-au făcut treaba. Cele care nu au respectat. De la echipa de management până la medicul curat. Adică echipa de management ce implicare ar putea să aibă dacă nu au respectat procedurile? În management, trebuie să verifice dacă medicii știu și cunosc acele proceduri și le aplică. Deci este și datoria lor de a se asigura că lucrurile funcționează bine. Doi la mână, ei trebuie să se asigure că oamenii au tot ce le trebuie. Deci, sunt chestiunea mare. Noi discutăm doar teorie. Vom vedea. Poate managerul nu are nicio vină. Poate, nu știu, medicul are circunstanțe adrelante. O să vedem exact după ce timp a fost. Da? Bine, haideți să vizităm aici.